Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor și este celebrată pe tot cuprinsul țării. Sărbătoarea nașterii Domnului este momentul în care se reunesc în jurul bradului toți membrii familiei. Totodată, Crăciunul este sărbătoarea pentru care sunt reînviate și aduse în actualitate tradiții ancestrale, păstrate cu sfințenie de strămoșii noștri. Practicile și obiceiurile diferă în funcție de zona geografică și etnologică, dar esența rămâne aceeași. Indiferent de religie, Crăciunul este sărbătoarea ce reunește oamenii în jurul credinței și a speranței. Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea familiei creștine și în această zi sfântă, când cel fără de început se naște și ia trup din Fecioara Maria, se cuvine să fim la masă, cum spune o frumoasă colindă, cu Hristos. Să fim așadar în Biserica Slavei Sale, participând la Sfânta Liturghie, să fim în familia cea mare a lui Hristos, ca fi duhovnicești ai Săi, și apoi să petrecem frumos Crăciunul acasă, cu cei dragi, dar și cu cei care au nevoie de ajutorul nostru. În această perioadă și romano-catolicii și greco-catolicii sărbătoresc nașterea Domnului. După 40 de zile de post, toți se vor așeza la masă pentru a sărbători. De Crăciun, fiecare credincios mai întâi vine la biserică, participă la masa euharistică și îl contemplă pe Pruncul Iisus, aflat în iesle, îl adoră și se umple de această bucurie pe care Pruncul ne-o dăruiește și dăruiește, împărtășește această bucurie cu cei dragi ai Săi. Fiecare creștin în aceste zile este alături de familie, de cei dragi. Fie ca Pruncul Iisus să se nască în inimile dumneavoastră, să se umple fiecare inimă de bucurie, de pace. În aceste zile de sărbătoare să încercăm să fim mai buni unii cu ceilalți. La mulți ani și Crăciun fericit! Crăciunul să vă aducă întotdeauna bucuria sfântă și iubirea pe care Mântuitorul Hristos a transmis-o omenității prin nașterea Sa. La mulți ani! Nașterea lui Hristos să vă fie de folos! Crăciunul este prăznuit de către credincioși după calendarul gregorian, pe 25 decembrie, în timp ce calendarul iulian marchează nașterea Domnului pe 7 ianuarie. Aceasta este una dintre cele 12 sărbători domnești cunoscute de către credincioși și sub numele de praznice împărătești.